la patrulea episod cu FCSB, în care era cu FCSB, avem un meci cu Monaco în Europa League. O să ne uităm cu echipa. Trebuie să câștigăm meciul ăsta, un meci foarte cool. O să mergem să-i dăm statusul meu la urată de morală. E foarte important, adică și se dă plot. E așa, hai să stăm la discuție, noi dăm peste, îi aplaudăm că este foarte, trebuie să avem moralul ridicat aici. Sper că Radu ne salvează și nu mai primim gol. Toți jucătorii aici. Aici se bă Monaco. Ce drăb frumos. Nu lăsăm Sorescu. Octavian. Presiunea prea mare să câștige meciul ăsta. Trebuie să obținem cele 3 puncte, numai decât. Pasăm foarte bine aici. Foarte bine. Tăiam Popescu, pierde din nou mingea. Bine, Sorescu. Foarte bine.
Bravo, așa te vrem, cu formă. Cei de la Monaco sunt periculoși. Vrem să pasăm acolo? Pas prea lungă. Burcă. Trece de burcă. Periculoși. Cei de la Monaco sunt periculoși. Bine. Sunt foarte bine acolo. Sunt acolo pentru Sorescu. Sorescu cedează și pe lângă. Ronaldo Diaconu din nou. Să vedem pentru lupturile caldate. Hai băieți, să ne apărăm cât mai bine, să nu luăm gol aici. Foarte bine acolo ne-am apărat. Acum putem să dăm drumul și la un contraatac. Florinel Coman. Nu știu dacă mai are viteză să mai alerge. Nu se poate. Tot mai periculos suntem noi cu mai multe ocazii decât ei. Pasează și poate să fie gol, este 1-1. Marchează imediat. Hai să marcăm și noi, să nu ne-am culcat un pic pe ureche acolo și nu, degeaba. Degeaba. Cu cazii pentru
Bine. Luai o Harut. Harut lui Marian. Marian lui Stoica. Hai Stoica, să te vedem de ce ești în stare. Ce fază. Bine, mă! Bine, așa vă vreau! Bine! Ce gol! De Ronaldo Diacono! Foarte bine! Este un jucător impecabil. O să intru și Radunovic în locul lui Harut. Ronaldo Diacono. Foarte bine șutează acolo. Cine salvează? Cine salvează să luăm cele 3 puncte? Încă o pasă pentru Ronaldo Diacono. Ronaldo Diacono! Deja îi pune jos pe ăștia de la Monaco. Îi pune jos pe tot. Pe toți jucătorii de la Monaco. Îi pune jos. Pasă impecabilă. Avem nevoie numai de câte victorii. Foarte bine acolo, hai. Încă o pasă. Octavian Popescu, Octavian Popescu. Intervine portarul. Și se termină meciul 3-1. Nu, este offside. Bă, am zis că se termină. Termină meci 3-1. Ronaldo Diacono ne-a salvat pe final de meci. Foarte bine meci cu India. India Târgoviște. Nu avem nevoie încă de... E un meci foarte ușor și o să-l simulăm. Să vedem dacă îl câștigăm. 1-1, doar Budescu. Mi se pare că e o echipă slăbuță și am făcut 1-1. Cam dur. Are nevoie de multe puncte, Craiova e pe prima loc. Cum e o veni? Bă! Simulăm din calendar până la meciul cu PSV. 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 3-1 cu bun. Foarte bine acolo. Stai că avem de la... De puncte trebuie să câștigăm. Avem nevoie cele 3 puncte, așa. Imagine. Vedem dacă putem să obținem victoria. Octavian Popescu, Octavian Popescu, foarte bine. Trece Octavian Popescu de tot. Și oferă o pasă și este gol. Și am crezut că este gol acolo, dar nu. Sărim foarte bine acolo la cap. Pasă lui Octavian Popescu. Octavian Popescu. Octavian Popescu. Octavian Popescu cu pasa. Și trebuie să ne apărăm aici. Foarte bine Paul Vinicius. Uite acolo Octavian Popescu.
Damian Popescu cu pasa, dar nu ajungem. Sădim foarte bine acolo la cap. Hai băieți, că se poate. Și e la gol. Niciunul să nu sară bine la cap, toți stăteau acolo din mămăligă. Foarte bine, Octavian Popescu, ce faci din ăla? Dar Octavian Popescu vrea să distreze puțin. Și Octavian Popescu cu șutul și apără portarul. Mamă, ce fac? Ce vrea să fac Octavian Popescu din ei? Se duce. Foarte bine Haruț. Blochează acolo Haruț. Haruț. Era frumos acolo Coman. Coman aleargă. Coman. Coman cu șutul. Este bară. Ce bară Coman. Nu pot să cred că a fost bară. Nu pot să cred. Foarte bine ne apărăm acolo, da. Este offside. Wow. Împiedică. Trebuie să fim cât mai puternici. Să nu mai greșim at. Ce ne-a făcut jucătorul? PSV. Nu pot să cred, ai mă. Foarte bine. Multe pase lungi, greșite într-una și nu-mi place asta deloc. Ce gol. Dacă continuăm așa, nu o să câștigăm meciul ăsta. Și noi avem nevoie de victorii. Iar greșim acolo. Și ne presim foarte mult. Mamă, ce greșeli facem în apărare. Nu pot să cred că greșim atâta. Jucătorii nu s-au obosit, nu o să facem nicio schimbare. Sper că o să... Se duc. Se duc. Se foarte bine acolo la cap. Foarte bine Octavian Popescu, hai Octaviane, știu că poți. E un jucător de mare viitor. Șutează în zid și șutează din nou, nu se lasă. Rintă din nou Ronaldo Diaconu în locul Budescu. Poate să facă din nou magie.
Trebuie să punem și noi un pic de pressing pe ei. Să nu îi lăsăm deloc. Să aruncare de margine pentru noi. Aruncare repede. O minge pentru Octavian Popescu. Egoismul acolo a fost din partea lui Octavian Popescu, da? Dar a rupt apărare, hai să ne apărăm. Ce eram să comitem și acolo din nou. Măcar egalul să-l scoatem. Nu pot să cred. Bă. Ce ne-a făcut acolo? Dar aveam Popescu să iasă în lungi când. O să facem o schimbare acolo. Noi și o să iasă Claudiu Cheșeru și o să intre Cordea. Prefer acolo pe Cordea să vedem dacă poate să ne ajute și el. Andrei Cordea. Greșim din nou. Bine, Haruț. Foarte bine acolo. Pasează foarte bine acolo Haruț. Și pierde mingea. Pierde mingea la mijloc. Și atacă din nou. Ce bine sărim acolo la cap. Nu, o să nu. Ce bine se apără. Foarte bine și putem să luăm un gol acolo și este gol 3-0. Of. Este offside. M-am pronunțat greșit. Nu pot să cred. Nu pot. Iară. Meci. Apără Radu. Bravo Radu. Bravo Radu. Intră, hai să-l băgați și pe Quality Gheorghean. Foarte bine acolo la cap. Pasă. Ne ducem acolo. Nu pot să ne ia fața. Poate pe final de meci putem să revenim din nou, hai. Știu că se poate aruți. Nici jucătorii noștri nu mai pot. Mai două minute la rotat la margi. Nici în astea două minute nu am putut să facem nimica. În două minute n-am putut să facem nimic. O să fie din ce în ce mai greu să putem să obținem cele trei. Aici suntem pe primul loc, avem meci cu Farul Constanța, o să-l jucăm. Jucăm cu Farul Constanța. Meci în... cu... Gazo. Avem 3 meciuri, să ne uităm pe a câtelea loc, nu, suntem pe a treilea loc, scuzați-mă cu mine. Să ne uităm aici la Europa League. Bă, diferența mare nu e de punct, trebuie să jucăm meciurile alea, trebuie să luăm cu asalt. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe pe data viitoare.